Aspretele este considerat unul dintre cei mai rari pești din Europa, posibil din lume, și este o fosilă vie cu o vechime de peste 65 de milioane de ani, fiind protejat prin lege, întrucât specia a fost clasificată drept specie critic periclitată. Reconfirmarea prezenței lui într-un număr relativ crescut după unele perioade în care a fost considerat chiar dispărut, a reprezentat un motiv de bucurie pentru ecologi și pentru toți susținătorii unui echilibru natural. Alături de colegul meu, Marcus Drimbe, am reușit să identificăm un număr destul de ridicat de aspreți. Ne-am bucurat foarte mult că erau acolo. În timpul unei monitorizări care viza specii comune de pești, păstrăv, clean, noi fiind gestionarii zonei de pescuit unde se află și aspretele, el practic a existat în trecut și în râurile Doamnei și Argeș și în Vâlsan, evident, dar a rămas doar aici, ca urmare a, în special, amenajărilor hidrotehnice realizate în sudul munților Făgăraș. Din punctul meu de vedere, peștele este un barometru al nostru, al oamenilor, pentru că el indică sănătatea ecosistemului său și pierderea sa ar fi rușinoasă pentru noi, fiind una dintre cele mai rare specii din Europa, poate chiar din lume, datorită faptului că are un areal de distribuție atât de restrâns. Este de datoria noastră ca acest pește să continue să existe în râul Vâlsan și evident ar fi optim și oportun să recolonizeze râul din care momentan este dispărut. Și Alex Găvan are o inițiativă în acest sens, a coordonat tot ce înseamnă Plan Național de Salvare a acestui pește, un proiect care sper că în curând va deveni realitate. Și aspretele până acum a avut foarte mulți dușmani, aproape numai dușmani, e momentul să aibă prieteni pentru că el are nevoie de foarte, foarte mulți aliați în rândul său pentru a continua să existe în continuare în apă, în râuri. Și nu este posibil ca un pește care există pe planeta noastră de 65 de milioane de ani să dispară în 50 de ani sau mai puțin de intervenția omului în habitatul său. Chiar dacă aspretele seamănă cu alte specii, precum zglăvogul sau guvidul, un privitor atent remarcă prezența solzilor cnenuiți pe corpul peștelui preistoric, similar celor de biban, de unde îi se trage și numele, asprete fiind aspru la atingere. Capul nu este așa mare ca la zglăvog și nici așa de turtit, iar ochii sunt amplasați pe flancurile capului, nu privesc în sus. Pentru asprete, cea mai mare amenințare o reprezintă nerespectarea debitului ecologic în aval de barajul Vâlsan, iar fragmentările din albie de pe raza localității Brădetu înghesuie specia în zona inferioară a acestora. Pe lângă amenințările generate de amenajările pe cursurile de apă, un alt factor important cu impact negativ asupra biodiversității acvatice îl reprezintă exploatările forestiere.